local pentru 1 martie 2016 prin dispoziția primarului numărul 30 din 26 februarie. Sunt prezenți 11 din cei 13 consilieri locali în funcție, lipsește domnul viceprimar și domnul Lazarovici. Domnul vice lipsește motivat, domnul Lazarovici probabil că întârzie un pic. Da, pentru buna desfășurare a lucrurilor, rog pe domnul președinte să preia conducerea. Bună ziua, bine ați venit la ședința ordinară care desfășurăm astăzi data de 4-3-2016. În primul rând vreau să punem în dezbatere procesul verbal din ședința anterioară. Dacă sunt discuții sau propuneri. Dacă nu, supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Mulțumesc. Să trecem la punctul 1. Pentru ordinea de zi. Pentru ordinea de zi primul. Nu, solicităm, supunem la vot ordinea de zi. La ordinea de zi supunem la vot întâi suplimentarea cu proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent contractului de administrare a terenului forestier cu suprafața de 12,46 hectare dintre proprietarul UAT Oraslănii Moldova și Consiliul Local prin oculul Simplu Târgu Ocland. Dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru? Și acum toată ordinea de zi o supunem. Se supune la vot întreaga ordine. Întreaga ordine de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Ordinea de zi. Pentru, da. Deci trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al unității administrative teritoriale al orașului Moldova. Inițiator, economist Șerban Andrei, primarul orașului Moldova. Dacă sunt discuții la acest proiect de hotărâre, vă rugăm frumos să vă înscrieți care sunteți. Dacă nu, cerem avizul comisiilor. Mulțumesc. Cine este, spune la vot cine este pentru. Vă mulțumim. Se abține domnul Lasu. Împotrivă. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local și al bugetului de venituri extrabugetare, autofinanțare, la 31.12.2015. Inițiator economist Șerban Andrei, primarul orașului Moldova. Dacă sunt discuții sau întrebări. Dacă nu, spunem cu avizul comisiilor. Spunem la vot cine este pentru. Abținere. Punctul 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea gradului de realizare a listei obiectivelor de investiții pe anul financiar 2015 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local. Inițiator economist Șerban Andrei, primarul orașului Moldova. Dacă sunt întrebări, discuții primarul acestui proiect. Dacă nu, cerem avizul comisiilor. Supunem la vot cine este pentru. Abținerea sau Punctul 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul financiar 2016. Inițiator economist Șerban Andrei, primarul orașului Moldova. Dacă sunt discuții. Da, spuneți domnul Dascălu. Dacă ne poate spune care este cuantumul achizițiilor prezentă în credințarea directă. Pragul, vreți să spuneți. Pragul pentru achizițiile. Nu. Quantum înseamnă la noi și pragul este pragul legal. Nu m-am referit la pragul. Așa, deci quantum, suma totală pentru achiziții. Da, deci n-am înțeles eu. O să transmitem la achiziții și o să pregătească pe data viitoare. Nu cred că cineva a făcut un calcul de... Tot ce am spus în ședințele anterioare, a spus că neinformația următoarea ședință nu s-a realizat niciuna de interiorele noastre. Nu cred că s-a întâmplat așa. Deci pentru ședința următoare o să știm. Deci quantum modulul achiziției pentru... Încredințările directe. Dacă luați de pe planul de achiziție și îl studiați un pic, aveți materialele, vedeți acolo care sunt sumele estimate pentru achiziții și le adunați și vedeți care este quantum. Pentru... Se pot vedea din planul de achiziție. Acolo este specificat modalitatea de achiziție în principiu. Și de acolo puteți să le adunați și vedeți care este quantum. Acum sunt așa de... Ce-am avizul comisiilor? Spune la vot cine este pentru. Mulțumesc. Punctul 5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fertilizare și a fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării obiectivului investițional, amplasare căsuțe comerciale în orașul Sălnic Moldova, strada Nicolae Bălcescu, punct Pârtia de Schi. Inițiatorul Comisiei Șerban Andrei, primarul orașului Sălnic Moldova. Dacă sunt discuții. Dacă nu, cer avizul comisiilor. Cine este pentru? Prin avocat, cine este pentru? Vă mulțumesc. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice care nu dispun de locuință în Sălnic Moldova și își desfășoară activitatea în cadrul unităților școlare de pe raza orașului. Inițiatorul Economic Șerban Andrei, primarul orașului Sălnic Moldova. Dacă sunt discuții. Dacă nu, ce nu aveți de comisiilor? Supunea vot cine este pentru. Mulțumesc. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalităților de identificare a beneficiarilor de stimulent educațional acordat sub forma tichetelor sociale la nivelul unității administrative teritoriale Oraș Sălnic Moldova. Inițiator Economist Șerban Andrei, primar Oraș Sălnic Moldova. Dacă sunt discuții. Întrebări. Avizul comisiilor? Supunea vot cine este pentru. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării de către UAT Oraș Sălnic Moldova, serviciu public de asistență socială a proiectului Copilul mai presus de orice, finanțat de UNICEF România. Inițiatorul Comisiei Șerban Andrei, primarul Oraș Sălnic Moldova. Dacă sunt discuții. Întrebări? E același proiect pe care sprinse școlile. Da. Da. E o porcărie și o bătaie de joc. Pentru că se iau bani grei, iar cei care muncesc în proiectul ăsta nu sunt plătiți cu un leu. Deci cu un leu. Și sunt niște sume uriașe, fabuloase, la nivel național, bineînțeles. Din care cineva mănâncă bine, mănâncă bine, bine de tot. Iar cei de jos muncesc exact ca proști. Se bucură pentru ce obțin. Da. Li se dă o hârtie pe care trec acolo, 25 de credite. Să văd eu cine mănâncă din 25 de credite de pe hârtia aia. Bine, păcate, de noi. Da. Scopul proiectului este realizarea obiectivului de creșterea gradului de așa, nu neapărat. No, ideea e că cineva mănâncă bine și cineva muncește bine. Asta e diferența, e românește. Asta este voluntariat. Aici avem fraierii care muncesc și aia la București își au bani. Administrația locală, școală, administrații locale, școală, ăștia muncesc. Care fac voluntariat. Cei care derulează proiectele sunt manager de proiect, sunt director, nu știu ce, iau salarii, frumoase. Din păcate, nici nu putem face noi nimic pentru asta. Asta este, noi doar ne bucurăm dacă reușim să... Chiar dacă suntem de acord sau nu, tot mergi mai departe. Nu, dacă nu dar nu depinde de noi. Nu se implementează, dar noi ne bucurăm pentru scopul imediat al proiectului. Nu, domnul Liviu a scos în evidență faptul că oamenii care muncesc la proiect, muncesc degeaba. Se referă la oamenii din cadrul primăriei și a școlilor. Ei merg pe ideea, lasă că oamenii ăștia care muncesc, ăștia sunt patrioți, ăștia sunt iubitori de neam, iubesc copiii, iubesc comunitățile, ăștia muncesc. Și le dă lapte cu ei. Și le dă buba. Asta e capitalism. Da, ce nu vezi că e adevărat. Favorabil. Spune la voi cine este pentru. Mulțumesc. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2016 al SC Util Preserv SRL din subordinea Consiliului Local al Orașului Sălnic Moldova. Inițiatorul Comisiei Șerban Andrei, primarul Orașului Sălnic Moldova. Dacă sunt discuții. Dacă nu, ce mai avizul comisiilor? Spune la vot cine este pentru. Mulțumesc. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli realizat pentru anul 2015 al SC Apa Serv Salubrizare SRL din subordinea Consiliului Local Oraș Sălnic Moldova. Inițiator, Economist Șerban Andrei, primarul Oraș Sălnic Moldova. Dacă sunt discuții. Dacă nu, avizul comisiilor. Spune la vot cine este pentru. Vă mulțumesc. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2016 al SC Apa Serv Salubrizare SRL Sălnic Moldova din subordinea Consiliului Local al Orașului Sălnic Moldova. Inițiatorul Comisiei Șerban Andrei, primarul Orașului Sălnic Moldova. Avizul comisiilor. Supunem la vot cine este pentru. Mulțumesc. Punctul 12.
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local Orașului Moldova pentru o perioadă de cel mult 3 luni, calendaristice începând cu luna aprilie 2016. Inițiatorul Comisar Bane de primarul Orașului Moldova. Aici fac eu o propunere, dacă îmi permiteți, să punem în următoarea ședință trei calendaristice pe domnul Vali Bucur. O singură condiție, nu, eu în perioada viitoare vreau să fiu mai ocupat, că am o chestie cu Iași și cu clinica și nu se știe dacă o să fiu mereu. Asta era ideea. Chiar nu pot să-mi asum lucrul ăsta. O scuze de trigoare. Adică... Nu este limitat. Dar domnul Gigi Dascălu, nu a fost niciodată. De ce să mă părut? Eu n-am fost aproape că ai votat. Faceți o propunere. Gabi nu, Gabi ce plecat și el. Dacă are niște cursuri. Domnul Beti. Să fac eu propunere. Spuneți domnul. Domnul profesor. Eu am problemă cu școala. Vedeți că eu întotdeauna ajung la limită. Am copiii ăștia sapă la fundații cât lipsiesc. Asta e problema. Nu de alta, mai construim școală. Aș propune ca domnul Potescu, că dumnealui este cu experiență și poate să ne... Cine este pe și mai bine? Cum spune cineva s-o are experiență și la pensie nu mai are probleme? O să las conducerea pe care. Avem un proiect de hotărâre la suplimentare. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent contractului de administrare a terenului forestier cu suprafața de 12,46 hectare dintre proprietarul UAT, Oraș Sănic Moldova, prin Consiliul Local Sănic Moldova și administratorul Regia Națională a Pădurilor Om Silva, direcția Silvica Bacău, prin ocolul Silvic Târgu Ocna. Dacă aveți întrebări. Dacă nu, avizul comisiilor. Să pun la vot cine este pentru. Vă mulțumim. Abțineri. Și ultimul punct, 13 diverse. La diverse am eu o problemă. Deci anual se face evaluarea tuturor funcționarilor publici. Evaluarea secretarului orașului se face de către primar la propunerea Consiliului Local. Așa prevede hotărârea Guvernului 611 din 2008. Motiv pentru care v-aș ruga să faceți o propunere pentru un calificativ al activității mele. Calificativele sunt de la nesatisfăcător, satisfăcător, bine și foarte bine. Da, cine? Fără să fac, știu eu, o poveste vis-a-vis de activitatea secretarului, eu propun foarte bine. Mulțumesc, dar dumneavoastră sunt și alte propuneri. Și propunerea mea. Și mi-am fost foarte bine. Da, cine este împotriva atunci? Bine, se abține? Mulțumesc. Acum, domnul primar era program de contract de colaborare cu Ficea Roșie. Deci, vreau să vă informez că în perioada 16-17 aprilie, împreună cu Asociația Caravana cu Medici, vom organiza la Cireșoaia analize gratuit pentru persoanele cu probleme deosebite. Au fost contactați medicii de familie, la fel și cei care răspund de asistență socială din partea primăriei și pe ocazia asta, deci, am vrut să aflați despre această colaborare cu Asociația Medicilor și cu faptul că vom face gratuit toate analizele celor care sunt cu probleme deosebite. Deci, în perioada 16-17 aprilie, la școala din Cireșoaia. Domnul pădurarul, care pe specialitate, vă poate da elemente suplimentare. Deci, ar vrea să informez consilierii că această acțiune cu caravana medicilor a fost inițiată de către institut, primărie și medicii de la caravana cu medici. Ei vor veni în perioada de 2-3 aprilie pentru recoltarea de analize. O să punem afiș, o să asigurăm ca toți să afle cum se fac analizele și pentru ce. Au acces la analize și la consultații persoanele care nu sunt asigurate. Deci e un eșantion de populație care nu este asigurată la Casa de Asigurări Sociale. Și noi venim în întâmpinarea cerințelor lor și nevoilor lor de a face analizele, de a face consultații pe specialități. Și deci în 2 și 3 aprilie vom face analizele, vom stabili exact locul unde se vor face aceste analize, vom anunța populația. De asemenea, pot să vină la analize și
persoane asigurate care au un diagnostic incert pentru stabilirea unui diagnostic, care, deci toate analizele, toate consultațiile se fac gratuit. Și în perioada 16-17, caravana cu medici, înseamnă jur de 30 de medici, se vor deplasa la noi, în localitate, și după un program bine stabilit, vor da consultații în școală la Cireșoaia. Deci vom avea, vom acoperi necesitățile cetățenilor cu toate specialitățile, începând de la interni, cardiologie, dermatologie și celelalte specialități. Vom face și ecografii, vom face și odată cu analizele care le vom primi, rezultatele analizelor, să reușească ca să pună un diagnostic corect celor care se adresează. De asemenea, concluziile medicale pe care le vor pune medicii, vor ajunge la medicii de familie în așa fel încât e un ajutor și pentru medicii de familie ca să știe cum stă populația zonei, în special și cei neasigurați. O să vă doresc, dacă îmi permite și dacă faceți anunțurile respective, că am văzut de multe ori anunțurile care pun, în special de aici, din primării, se afișează, de mai sunt și afișajele alea unde se pun fost afișajele electorale sau în alte puncte, se rup. Unul care mi-e citește, ordine cu geam. I-am zis că cel mai bun punct de informare ca să fie, ca populația știe cel mai bine, știți la cine? Preoții de la biserică. Faceți un frumos, un informare. Da. Și vom ajunge cu ele la populație, fiind medicii de familie, da, de biserică. Categoric că vom informa și preoții. Da, că aici s-a adus cel mai bine, cel mai corect. Populația. Că da. Lumea știe mai bine decât... Nu-i merge unul ia și rupe afișele, s-o rup. Așa că... Ei intenționează ca cel puțin 200 de persoane să fie consultate și analizate în această perioadă. Și eu cred că e o acțiune foarte benefică pentru da. Zonă, pentru că ca să meargă la UNE să facă niște analize sau niște consultații. Da. Și fără bani. Și fără bani, da. Mulțumim. Dacă mai sunt 7, rogume, întrebări. Domnul Dascu, spuneți. Am solicitat de aproape 6 ori să ni se prezinte un local, procesul verbal de eșalonare, care a fost făcut pentru SECE Perla Moldovei S.A. și SECE Hotel Perla Moldovei S.A. Din câte știm, noi s-a acordat o eșalonare la plată. Din câte știu, vi s-a răspuns. Nu ne s-a răspuns. Ați promis că ne aduceți în ședința de Consiliu Local procesul verbal. Deci am solicitat... Există înregistrarea prin care ați promis că ne-l prezentați. Ni se pare anormal ca o entitate juridică privată să beneficieze de o eșalonare care să nu fie votată de Consiliul Local. Și ca atare, solicităm încă o dată să ne prezentați acest proces verbal de eșalonare privind aceste firme. Mulțumesc! Dacă mai sunt și alte întrebări, probleme, dacă nu, încheiem ședința de data de astăzi. Vă mulțumim pentru participare. Dacă ăștia cu caravan, ei cu psihic și pe ăștia cu capul, că vin alegeri să vă trebuie. Lazarovici, profesor.